pentru fețele noi pe care le văd în sală. Intrăm în sesiunea a doua. Ne-am dorit să începem cu o sesiune puternică dimineață și am încercat să punem la oaltă mai mulți speakeri importanți. Am încercat să încadrăm și un spațiu de timp cât s-a putut. Le mulțumesc foarte mult pentru că s-au înscris în el și nu am depășit foarte mult. Începem o nouă sesiune, la fel de frumoasă, cu multe insight-uri, multe idei noi. Și sper să vă văd mai activi și să puneți întrebări. Invitații, de obicei, dacă pleacă ne întrebați, simt că n-au avut prezentarea suficient de bună. Așa simt, mă întrebă după aia, nu m-a întrebat nimeni nimic. N-a fost bună prezentarea mea. De aceea vă încurajez să întrebați. Poftim? Pentru cine? Prezentările vor fi scuse pe site. Vor fi puse pe site începând de luni. Dreptul fiecărui invitat va fi prezentarea în dreptul invitaților care au fost de acord să dăm invitație. De regulă, Aneta Bogdan nu dă niciodată prezentările, ca să știți. Deci cine nu o să aibă prezentarea în dreptul numelui, nu am avut acceptul invitatului respectiv și de aceea nu o să o găsiți. Avem așadar o sesiune frumoasă, cum am spus, pe care o să înceapă Ioan Simu, directorul general de la Mercury Research. Un om pe care l-am cunoscut săptămâna aceasta și care a mai venit cu un studiu la management și mi-a plăcut foarte, foarte mult, o cercetare curajoasă și nu s-a lăsat mai prejos, de data asta a venit cu o altă cercetare care se anunță la fel de curajoasă. Am încercat să aflăm câteva cuvinte, așa, ideea din spate. Și Ioan Simu o să vorbească despre Sales Building, un studiu realizat de Mercury Research și Mediacom. Te rog frumos și vă rog un aplauze să ne întâmpinăm.